Yes. My liege. Yes. Yes, my lord. Salutare, bine ați venit la T-România, eu sunt Alex și astăzi vorbim despre Warcraft. Poate nu este joc să fie mai influent în industria gamingului cum au făcut-o jocurile din seria Warcraft. Cu peste două decenii și încă continuă să aibă titluri, astăzi vom vorbi de ce a decăzut Warcraft. Inițial, jocul Warcraft a pornit ca și RTS, adică Real Time Strategy, în anul 1994. Anii au trecut și seria Warcraft avea să se schimbe, dar la scurt timp acesta primește un nou titlu și anume Warcraft 2, ce a îmbunătățit tot ce ținea de jocul anterior. Lucruri bune se vedeau la orizont. În anul 1999, Warcraft 3 urma să fie anunțat, îmbinând pentru prima dată mecanici de RPG cu RTS, iar la 2 ani distanță, Warcraft 3 avea să fie lansat cu titlul Reign of Chaos, urmat de expansionul The Frozen Throne. Dar ceea ce avea să fie cel mai mare succes al acestei francize urma să fie și decăderea ei. În anul 2004, World of Warcraft a fost lansat și, dacă până acum toate titlurile erau RTS, cu o singură excepție, Lord of the Clans, jocul point and click ce nu a fost lansat de Blizzard, World of Warcraft avea să fie pentru prima dată un MMORPG. Anii au trecut și Blizzard au lansat expansion după expansion, iar după succesul adus de primele 3 expansionuri, în anul 2012 a apărut și prima controversă din această franciză. Anunțarea rasei Pandaren, ce inițial a fost o glumă de 1 aprilie în jocul Warcraft 3, avea să aibă un rol mult mai important în universul din Warcraft. Și backlash-ul a fost pe măsură. Peste 5 milioane de jucători și-au anulat abonamentul în acea perioadă. Iar ceea ce urma să fie, poate, reinventarea francizei a fost un dezastru mult mai mare. În anul 2013, Warlords of Draenor a fost anunțat și deși părea a fi unul dintre cele mai promițătoare expansionuri, acesta nu a fost decât o dezamăgire pentru fani, fiind și în ziua de astăzi catalogat ca fiind unul dintre cele mai proaste expansionuri, dacă nu cel mai prost. În anul 2016 se lansa următorul expansion din seria World of Warcraft și de data aceasta o să înfruntăm Legiunea Arzătoare pentru a treia oară. Pentru mulți, Legion a fost considerat unul dintre cele mai bune expansionuri de la Mist of Pandaria încoace. Dacă Blizzard era cunoscut pentru standardele ridicate de jocuri bine realizate, urma să ne dezamăgească și mai mult. Închiderea serverului privat Nostarius le-a făcut pe fani să facă o petiție ca aceștia să lanseze servere Legacy și după multe așteptări, World of Warcraft Classic a fost lansat. Având un succes răsunător, dar în timp ce World of Warcraft Classic era pe drumuri bune, versiunea actuală de World of Warcraft avea de suferit. Lipsa de content din Battle for Azeroth l-a făcut să fie din nou un expansion slab spre mediocru, iar fanii nu erau mulțumiți. Să nu mai punem faptul că în anul 2018 se anunțase Warcraft 3 Reforged și deși acesta părea inițial promițător, a fost un dezastru complet. Nu numai că Blizzard și-a mințit fanii, aceștia au lansat un joc plin de bug-uri cu mai puține feature-uri decât jocul din 2002. Ca un ultim cui în coșciug, World of Warcraft Shadowlands ne-a arătat că după 10 ani de așteptare în care voiam să-l vedem pe noul Lich King și anume Bolvar for Dragon, acesta este învins în doar 5 minute de către Sylvanas Windrunner. Plus că villainul din Shadowlands și anume Zoval este poate unul dintre cei mai proști scriși villain din istoria Warcraft. Mai ales că Blizzard spunea că aceasta este o poveste ce avea legătură cu Warcraft 3. Au distrus această poveste cu totul. Un alt lucru ce a avut de suferit și a dus la decăderea francizei Warcraft a fost povestea din joc, aceasta fiind atât de complicată și irelevantă încât nu-ți mai pasă. Pe lângă acest lucru, competiția din industria gamingului avea să fie mult mai acerbă și a dus, după părerea mea, la o decădere semnificativă a francizei. Spuneți și voi ce credeți, ce a dus la decăderea francizei World of Warcraft sau Warcraft, ce a avut un succes atât de răsunător ca și RTS, dar și ca MMO, punând bazele pentru această genre. Ce credeți că se va întâmpla pentru ea? Știm că va urma un nou joc pe mobil cu acest IP și anume Warcraft și în curând o să fie anunțat și noul expansion. După părerea mea, eu cred că sunt sătul de atâtea expansionuri și ar trebui să facă un revamp a jocului World of Warcraft. Nu uitați să dați subscribe, like, share, eu sunt Alex, până data viitoare, for the Alliance, for the Horde, for Azeroth. Salut!